Vis împlinit pentru aproximativ 1000 de absolvenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu. Astăzi, promoția 2023 a depus jurământul lui Hipocrate, marcând astfel încheierea perioadei de studenție. Absolvenții spun că acești ani au fost destul de grei. În schimb, acum ei sunt gata să-și îndeplinească misiunea nobilă, cea de a salva vieți. Jur solemn! Jur solemn! Sunt consacrat cu viața! Sunt consacrat cu viața! În serviciu umanității! În serviciu umanității! Este o zi minunată, deosebită și toți acești 6 ani au fost ca și grele, dar și au fost și clipe minunate. Suntem foarte emoționați de acest eveniment. În acest an, jurământul a fost depus și de aproape 350 de absolvenți originari din 11 țări. Am învățat aici în Republica Moldova 7 ani în limba română. Am făcut anul pregătirii. Eu nu am simțit că eu sunt străin aici. Mulțumesc mult Republica Moldova, mulțumesc mult la Universitatea de Medicină. Timp de 6 ani cât au durat studiile, unii dintre ei și-au găsit pe băncile facultății și persoana iubită. Ne-am cunoscut la universitate, în primul an de universitate, și încet, încet s-a înfiripat o dragoste frumoasă, unde ulterior am jucat nunta și acum finisăm Universitatea de Medicină și vom fi medici. Sper să ajutăm populația noastră, adică nu contează de rasă sau credință, și să fim puternici, să aducem bucurie și zâmbet pe buzele oamenilor și să-i facem cât de puțin mai sănătoși. Evenimentul a fost unul de anvergură și s-a desfășurat într-un format mai puțin obișnuit pe arena stadionului Zimbru din capitală. În acest an, 678 de tineri au finalizat programul de studii medicină, 175 stomatologie, 60 farmacie, 18 medicină preventivă, 12 optometrie și 5 asistență medicală generală.